să vedem noi cam cum stă treaba pe aici. Ia să vedem cât e apa, cât de adâncă este. Găsim un loc mai retras, trebuie să trecem de acest loc. Ia să dăm mai spate. Și dăm un 4x4. Și let's go. Fără niciun fel de probleme. Și acum să ne alegem un loc șor, înalt, colț de paradis din frumoasa noastră țară. Doamne, ce frumusețe! Ce frumusețe! Se pare că ne așteaptă o altă trecere pe aici, care este mult mai strântă, așa că rămâne să o analizăm. Totuși nu mă risc, nu mă hazardez. O să încercăm pe partea cealaltă, pe malul celălalt. Și acum trebuie să întoarcem într-un fel sau în toate felurile. Descurcăm noi. Trebuie. Și aici. Dacă e ce trebuie. Încercăm pe malul opus și sunt sigur că avem mai multe șanse. Acolo era o vârtoapă foarte mare, deci chiar am sondat-o și la un moment dat, chiar dacă treceai vârtoapa aceea, erau doi copaci foarte apropiați și nu știu dacă aveam loc să trec printre ei, așa că nu m-am riscat. Și copacii aceia se aflau chiar în pată, deci dacă nu treceai și vrei să eviți, cam aveai șanse să rămâi pe acolo.